Mai nou, teama de a rata ceva este un sindrom care se numește chiar așa, FOMO, Fear of Missing Out. Și treabă foarte serioasă. Sergiu mi-a vorbit despre asta pentru prima oară. Sergiu, mulțumesc! Bună dimineața, Teo, bun găsit! Vreau să te întreb pentru început ceva. Ai vreo teamă? Ai vreo frică? Sigur, am o groază de frici, ca toată lumea. Și eu le-am pe ale mele și vreau să vă spun că am încercat să îmi las telefonul 30 de minute într-o altă cameră. Astfel să nu am acces la el și să nu îl verific din 5 în 5 minute. Crezi că am reușit? Nu. Îți răspund eu direct la această întrebare, extrem de sincer. Nu. Nici eu. Nu se poate. Trăiesc cu teama ca nu cumva să-mi sune telefonul, iar eu să nu-l aud și acel apel să fie important. Am cercetat și am aflat că acest sentiment este de fapt un sindrom. Dragii noștri, haideți să urmărim un material care ne va explica acest lucru. Mai în glumă, mai în serios, fix în situații de genul acesta riscăm să ajungem dacă stăm cu ochii în telefon, chiar și atunci când suntem pe stradă. Cât de des îți verifici tu telefonul? Cred că mai des decât îmi verific ceasul. Pornind exact de la această obișnuință, specialiștii au identificat sindromul FOMO, adică Fear of Missing Out, în traducere, frica de a rata o informație. Cât de des vă verificați telefonul? Din minut în minut. Destul de des. Foarte des. Destul de des. Foarte des. Trăiți cu teama să nu vă scape vreo informație sau așa? În general, da. Odată ce petreci mult timp pe rețelele sociale, începi inevitabil să te și compari cu cei pe care îi vezi, spun specialiștii. Fenomenul FOMO. Am descoperit că cei care au un nivel scăzut de satisfacție față de lucrurile fundamentale din viața lor tind să fie la fel de nesatisfăcuți de calitatea vieții în general. Tendința de a verifica mereu paginile de Instagram, Facebook sau TikTok ar putea crea frustrări oricui în raport cu viața proprie. De la FOMO până la anxietate și depresie, se pare că nu e decât un pas, pentru că această frică nu e legată doar de tehnologie, ci și de obligațiile noastre zilnice. Ați plecat vreodată de acasă și ați avut impresia că ați lăsat un cuptor, un fier de călcat pornite? Da. Dacă am plecat vreodată să uitând de asta... Să aveți impresia că... Da. Nu sunt atât de panicat. Nu prea încă. Ar fi timpul, că la 78 de ani se mai întâmplă. Bine ai venit, Radu Leca este psiholog. Vom vorbi despre FOMO pentru că am înțeles și noi că apar tot felul de boli din astea bizare odată cu trecerea anilor. De FOMO n-auzisem până acum. Tu? Lucrurile sunt așa. În momentul în care există un subiect diagnosticat de tipul acesta, da, întotdeauna va fi ceva în background. Uh-huh. Întotdeauna. Respectiv, anxietate, depresie sau o tulburare obsesiv-compulsivă, care apare. Oamenii se tem de a pierde conexiunea cu realitatea. Bun. Da? Avem tipuri de frici în interior? Da, multe. Ne aduc aceste frici și iluzia tristeții, cât de rău o să-mi pară că o să pierd. Da? Iluzia tristeții? Da. Cele, una, două, trei, cu FOMO 4 și cu tipurile de distincții diferite, până la 10, ajung să formeze o mare familie de boli de care n-a auzit nimeni? Da. Mergem către ideea de sindrom? Da. Mergem către ideea de sindrom. Și o să fie o întrebare, care tot am primit-o zilele astea. Cine este predispus? Cine este predispus? Iar eu le spun în felul următor. Există oameni care își trăiesc și își doresc să trăiască în spațiu virtual. Ei trăiesc acolo și 16 ore pe zi. În acele 16 ore primești feed-uri, sute de mii, pe care tu le vezi. Primești un feed pe care tu ți l-ai cosmetizat, pe ce vrei tu. Știri, da? News, cosmetice, mașini, depinde cine se uită, ce sex are tipul care se uită, tipul care... Deci nu e o problemă asta, da? Sex. E ok. După care ai vibe-ul că ai pierdut. Da, dar ce ai pierdut? Am pierdut știrea. Ah! Și urmează atacul de panică. Și zici, nu cred așa ceva, ai văzut cu tu, wow, cu ochii tăi? Da, deci lucrurile astea se întâmplă. Sunt înrudite. Dă-le, Doamne, iartă-mă, ce că se repetă din oră în oră. Apare atacul de panică. Nu, că nu știi ce ai pierdut. Simți că te sufoci? Da. Transpiri din cap până în picioare? Da. Îți transpiră mâinile? Da. Transpiri pe spate cap-coadă? Da. Ești terminat? Ești la pământ? Da, ca în melodie.
Okay. A apărut atacul de panică pe un subiect pe care l-ai pierdut? Da. Sunt înrudite? Și cum rezolvăm? Adică mergi la terapie. Vin la terapie? Mergi la terapie. De unde știi tu că după terapie, după ce tu îți bați gura și creierul gândindu-te cum să-l faci să scape de FOMO, de JOMO, de MOMO, de toate zăpăcelile astea? Eu nu le înțeleg, iartă-mă, te rog, am o minte un pic mai frustă. E bună, mintea ta e minunată, de aici ești unde ești, ok. Mulțumesc. Come on. De unde știm că odată ieșit din cabinet, omul nu intră cu ochii în telefon să nu cumva să fi pierdut știrea și să nu-l apuce transpirațiile? Din clipa în care subiectul îți este din cabinet, indiferent de ceea ce are, tu știi că va exista un sabotaj. Știi chestia asta, da? Când vine anxiosul la cabinet și tu îi explici niște lucruri, da? Și îi spui, după ce ai ieșit de la tine din cabinet și a reluat toate obiceiurile, da. Când vine depresivul la tine, te sabotează familia acasă? De tipul, unde ai fost? La psiholog. De ce-ți trebuie ție un psiholog? Ce ești nebun? Exact. Ai tu nevoie de un psiholog? Tu n-ai nevoie. Tu ai nevoie de plimbare în natură. Muncește, dragă, și tu apucă-te mai mult. Apucă-te să faci ceva cu timpul tău. Da? Vine persoana care este diagnosticată cu FOMO sau cu JOMO și spune, am nevoie de ajutor. Hai să facem niște teste. Unde mă trimiți? Eu ca psiholog clinician îl redirecționez. Unde mă trimiți? Uite, te trimit la colegul meu, psihoterapeut. Minunat omul, da? Și omul mă sună și îmi spune, Radu, te iubesc de mor. Pe cine mi-ai trimis? Zic, uite, un JOMO nou, un FOMO nou, o chestie nouă. Fă-l bine. Da, știi, din momentul în care iese de la mine din cabinet, începe sabotaj. Da? 12 ore, 16 ore. This is the scheme. Da. Muncești degeaba. Total degeaba. Păi stai că... Și te sună familia. Păi tata, tu mă sperii pe mine. Înseamnă că meseria ta e una... Foarte grea. De sisif. Tu trebuie să împingi într-un om bolovan care îți vine în cap. La mine, de exemplu, ajung foarte mulți copii care locuiesc în spațiul online, fiindcă sunt părăsiți de familie. Da. Da? După, acum să facem și o glumiță. După expresia, e copilul acasă? Da, dar el în camera lui învață. Da. Vezi de treaba Sigur, ta. Pe bune, chiar crezi chestia asta. Și te duci în interiorul camerei și spui, mai întâi ciocăn, da? Asta cu ciocănitul mi-am luat-o de curând, de la puștoaica mea care are 17 ani. Mi-a spus așa, să rămână, la fel. Mi-a spus așa, când intri la mine în cameră, ciocăn. Da sufletul meu, da viața mea, da aerul meu, da universul meu, ciocăn. Ca să ce? Ca să știu că tu ești tu, e vorba de intimitatea mea, iar eu pot sta la telefon cu prietenii mei. Da, să știi Bun, că... e corect. E corect, prin același lucru, da? Intri în camera unui subiect adolescent, 17-16 ani, care a fost diagnosticat sau nu cu partea aceasta de dependență, iar el nu ridică ochii către tine. E ca și când nu existi. Din clipa în care copilul de acasă nu ridică ochiul către tine, ai o problemă mare. Nu doar că nu te vede, nu existi pentru el. Mulțumim foarte mult, Radu, deși lucrurile pe care le-am auzit nu sunt tocmai vesele. O să ne aducem copiii la terapie și poate mai rezolvăm câte ceva, că vremurile sunt complicate și bolile se înmulțesc.